Bine v-am găsit! E ora știrilor în emisia Primului Post Nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. Prezidentul a inițiat convocarea Congresului deputaților de toate nivelele. Lucrări rutiere au loc în orașele și raioanele Republicii. Nistrenia la expoziția internațională de turism. Prezidentul a inițiat convocarea Congresului deputaților de toate nivelele din Republica Moldovenească-Nistreană. Vadim Krasnoselsky a examinat apelul adunării consultative a primilor deputați nistreni. Sunt necesare măsuri pentru a nu admite înrăutățirea stării social-economice a nistrenilor. Este cauza convocării Congresului. În Nistrenia, criza economică, Moldova a provocat-o. Noi taxe de import, blocarea exportului întreprinderilor noastre, închiderea conturilor în băncile moldovenești, plus dificultăți la importarea medicamentelor și utilajului medical. Chișinăul nu-și ascunde scopurile. Adunarea consultativă a fondatorilor Nistreniei a propus convocarea Congresului deputaților de toate nivelele. Această propunere a fost adresată prezidentului și Sovietului Suprem. Здесь речь идет о том, как пережить и сохранить. Aici e vorba despre faptul cum să supraviețuim și să păstrăm statul nistrean, societatea. Toți trebuie să fie implicați în acest lucru. Avem cei mai buni reprezentanți, deputați de toate nivelele, a întregului popor. Congresele deputaților de toate nivelele au fost convocate în momente cruciale pentru Nistrenia. Spre exemplu, la 2 septembrie 1990, la al doilea congres, a fost proclamată crearea Republicii noastre. În acel moment, Chișinăul deja stabilise cursul de ieșire din Uniunea Sovietică și recunoștea că crearea Moldovei comune e ilegală. Deputații s-au adunat și în 2006, când a început blocada economică. Acum există provocări noi. Cum să depășim situația? Răspunsuri la aceste întrebări, plus măsuri de stopare a presiunii Chișinăului. Despre aceasta doresc să discute la Congresul deputaților de toate nivelele. Prezidentul Krasnoselsky a luat deja decizia de a iniția convocarea Congresului deputaților de toate nivelele din Republica Moldovenească-Nistreană. Potrivit legislației actuale, decizia finală îi revine Sovietului Suprem. Dacă inițiativa prezidențială va fi susținută, corpul de deputați va trebui să stabilească data și locul Congresului, ordinea de zi și norma de reprezentare a sovetelor locale. În Nistrenia cresc prețurile, cauza taxele vamale ale Moldovei la import. Însă unii antreprenori pur și simplu se folosesc de situație și se străduiesc să câștige. Mecanismul de reglare a prețurilor a fost discutat în guvern. Statul ține la control costul mărfurilor social importante și medicamentelor. Se propune în listă să fie incluse și mărfurile la care au fost majorate prețurile nemotivat. În caz dacă în urma rezultatelor de monitorizare a prețurilor va fi fixată o creștere a lor fără motiv sau speculativ la mărfurile care intră în lista celor social importante, guvernul, la propunerea organului de stat de regulare, are dreptul de a introduce reglarea de stat în corespundere cu principiile de formare a prețurilor. Se propune un mecanism simplu, consider că e foarte corect. Prețurile trebuie să fie regulate de piață, în orice caz mărfurile social importante care formează coșul minim de consum trebuie să fie fixate în lege. În acest caz, guvernul, când vede abuz la piață, va putea folosi pârghia operativă de reacționare prevăzută de lege. La fel, din cauza taxelor vamale ale Moldovei s-au micșorat veniturile Nistreniei. Povara pe buget a devenit mai mare. Creșterea pensiilor și indemnizațiilor cu 10%, vor fi majorate salariile învățătorilor, educatorilor, medicilor. A reduce deficitul bugetului se planifică din contul mijloacelor rămase din 2023. În guvern au discutat amendamentele în legea despre bugetul pentru 2024. În continuare, totul va fi examinat în Sovietul Suprem. În capitală a avut loc marea întrunire a districtului căzacesc din bazinul Mării Negre. Conform tradițiilor, odată în 3 ani, cazacii aleg conducerea nouă și atamanul. Fac totalurile activității. Tiraspol, sala Centrului de Cultură de pe lângă Universitatea de Stat Nistreană, e plină. Aici s-au adunat reprezentanții circumscripțiilor căzăcești din întreaga Republică. Au făcut totalurile activității pentru 3 ani. И главное, это, конечно же, сохранили войска. Principalul că am păstrat oastea. Cazacii lucrează la prosperarea Republicii. Aceasta e principalul. Educă cazaci tineri în spirit militar patriotic, spiritual. Consider că e cel mai mare merit al nostru. Prezidentul Vadim Krasnoselsky a instituit Ziua Memoriei Jertfelor Politice printre cazaci la 24 ianuarie. E un eveniment foarte important. Genocidul căzăcimii la începutul veacului 20, cum a fost? Despre aceasta a reamintit prezidentul. Именно 24 января 1919 года. Anume la 24 ianuarie 1919 a început genocidul căzăcimii, nimicirea fizică, din două cauze. Calitatea lor înaltă organizatorică și capacitatea de a se ridica la apărarea patriei, ceea ce au făcut întotdeauna. Și a doua, protejarea credinței ortodoxe. A fost un genocid contra căzăcimii. Potrivit diverselor calcule, în acel timp au fost omorâți de la 1 milion până la 2 milioane de cazaci în fostul Imperiu Rus, copii, bătrâni, femei. Astăzi cazacii au același scop, a apăra interesele țării și ale ortodoxiei și pregătesc urmași. Organizează întruniri militar-sportive, festivaluri ale cântecului și culturii căzăcești. La întrunire a fost ales atamanul și determinate direcțiile activității pentru următorii 3 ani. Cu majoritatea de voturi a fost susținută candidatura atamanului în exercițiu Igor Nebeigolova. A luat start concursul granturilor prezidențiale. Cererile de participare deja pot fi depuse. Suma granturilor e de la 150.000 până la 900.000 de ruble. În total, pentru realizarea programului de granturi vor fi orientate 3 milioane. Păstrarea patrimoniului, dezvoltarea culturii, politica social-demografică, sportul, modul sănătos de viață, inovații în domeniul educației, în știință, activitatea turistică și multe altele. Câte cereri vor fi realizate, vor arăta rezultatele concursului. Aceasta totuși depinde de suma care va decide să o aloce comisia pentru un proiect sau altul, deoarece este diferența între suma cerută și cea alocată. Câștigătorul concursului care realizează proiectul prezintă documentele de finanțare, ce a procurat și când. Anterior, din contul granturilor prezidentului au fost desfășurate competiții pentru oameni deosebiți, realizate cercetări arheologice, restaurate cărțile ortodoxe de rit vechi. În anul curent, proiectele gata trebuie expediate până la 29 martie inclusiv. Cererile sunt primite la poșta electronică de la ecran. Lucrări rutiere au loc în orașele și raioanele Republicii. Acum se pune accent pe reparația gropilor. În capitală, spre exemplu, au acoperit breșele rutiere în partea centrală a orașului, în cartierul Octombrie și de Vest. Au început lucrările de reconstrucție a învelișului rutier pe strada Pocroavilor. Vor lucra pe sectoare. Va fi accesibilă o bandă de circulație. Șefii raionelor Râbnița și Caminca au menționat că, în afară de lucrările rutiere, se instalează noi indicatori rutieri. Au vorbit despre înverzire. Nu uitați despre lucrările de înverzire. Parcurile trebuie înverzite și aduse în ordine pentru odihnă. Pe timpurile sovietice, în Nistrenia au fost construite uzine, școli, spitale, grădinițe, case de cultură, cinematografe. Oamenii încearcă să păstreze moștenirea. Repară și construiesc. Cinematograful de vară din Slobozie este un exemplu. Despre aceasta recent au vorbit cu prezidentul. Șeful raionului Slobozie, Vasili Tiscincu, a povestit cum a trecut anul 2023 pentru raion. Slobozia, cinematograful de vară, el a fost în stare avariată mult timp. În anul 2023, cinematografului i s-a oferit șansa unei noi vieți. Pentru construcție au fost cheltuite 2 milioane de ruble. Lucrările vor continua în anul curent. Au continuat lucrările de reconstrucție a cinematografului de vară într-un centru modern, multifuncțional de tineret. Principalele lucrări de construcție au fost finalizate. În 2024 este planificată finalizarea amenajării teritoriului adiacent și echiparea cu utilaj specializat. Ar trebui să lucreze de plin în primăvara curentă și să fie un centru de atracție pentru oameni de generații diferite. Creați programe, cereți teatrul să evolueze, demonstrați filme, organizați discoteci. Școli, grădinițe, case de cultură și multe altele, toate acestea au fost construite pe timpurile sovietice. Ceva a fost adus în ordine deja, datorită investițiilor capitale. Au fost finalizate lucrările de construcție a stației termice locale ce lucrează în bază de gaz în Ciobruciu, centrul de zi. A fost efectuată reparația acoperișului în grădinița Lucic, școala medie din Caragaș, centrul de dezvoltare a copilului Ivușca, cazangeria de gaz de la școala din satul Hlinaia. Am reparat cantina de la grădinița din Părcani. În Nistrenia nu numai repară, ci și construiesc, spre exemplu, Cazangeria Casei de Cultură din Corotna. Apropo, în anul curent vor aduce în ordine și Casa de Cultură în sine. Au discutat și despre drumuri. În 2023, 52 de milioane de ruble au fost cheltuite pentru reparații medii și ale gropilor. Au fost instalate 200 de semne rutiere noi și 10 opriri. A fost actualizată iluminarea. Un sfat de la Vadim Krasnoselsky pentru toți șefii de a folosi materiale proprii la reparația drumurilor. Cu această abordare, spune prezidentul, e mai ușor a controla construcția drumurilor. Producătorii sunt proprii și materialul de asemenea, totul e clar cu prețul, iar activitatea administrației de stat Slobozia pentru anul 2023 a fost recunoscută drept satisfăcătoare. Moldova, România, Armenia, Slovacia, Găgăuzia și Nistrenia. La expoziția internațională de turism de la Chișinău, coloritul nistrean, izvar din Târnauca, plăcinte, veselă din ceramică. A fost prezentat totul. Это наш традиционный izvar. Acesta este izvarul nostru tradițional din sucul de struguri, de la via din satul nostru, direct din grădina mea. Este făcut cu suflet. La expoziție au povestit totul despre casele de oaspeți rurale, parcuri și atracții în Nistrenia. Frumusețile noastre au interesat operatorii de turism din Armenia. Sunt din Armenia, reprezint compania turistică Hei Armenia, sunt directorul companiei și suntem cointeresați de Nistrenia. Aș dori să contactăm, să ne înțelegem despre cooperare, ce oportunități există. Iar turiștilor din Moldova le place cetatea din Bender și Parcul Ecaterinei. Atrag atenția și iarmaroacele, sărbătorile noastre. Oamenii noștri iubesc foarte mult produsele dumneavoastră. De aceea vizităm des, iar maroacele procură marfă nistreană. Desigur și sărbătorile mari, cum ar fi 9 mai, 1 mai, Ziua Republicii. Am vizitat recent galeria din Parcul Ecaterinei. Turiștii noștri au văzut ce descoperiri arheologice au fost făcute, au rămas surprinși și impresionați. Expoziția a durat 3 zile. Acum în Nistrenia vor veni și mai mulți turiști. Мы собрали где-то около 1000 тонн зерновых. Am adunat aproximativ 1000 de tone de cereale, aproximativ 500 de tone de porumb, 140-150 de tone de semințe de floarea soarelui. Legumele sunt de asemenea aproximativ la 500 de tone, ardei, vinete, roșii, ceapă, sfeclă roșie, harbuși. Totul se realizează la piața locală, la piața Angro din Tiraspol, Hermes. Creștem, nu facem abuz de pesticide inutile. Locul meu preferat în Părcani, în primul rând, e casa mea. Aici mă odihnesc. Casa mea este cetatea mea. În Părcani avem 3 școli, plus internat, o grădiniță. Aș dori să nu permitem ca școlile noastre să se transforme în clădiri cu aspect inestetic și așa e greu a reține tinerii la sat. Anterior, sala sportivă nu era într-o stare foarte bună. Copiii n-aveau unde se ocupa iarna. În anul curent am reușit să o includem în program. Sperăm că în anul 2024 vom aduce totul în forma corespunzătoare. Văd satul cu mai mult transport public, oamenii să se poată deplasa. În primul rând, calitatea e importantă. Formăm bugetul nu pentru oraș sau sat. Facem totul pentru oameni și nu contează unde locuiesc. În oraș sau sat, aceștia toți sunt cetățenii noștri. După reparația capitală, la Tiraspol a început să lucreze bazinul orășenesc. A fost înlocuit totul, de la gresie până la tehnica sanitară. Tiraspol, bazinul orășenesc, antrenamentul e întoi. Timur e maestru în sport la înnot. Bazinul s-a deschis. Acum va face antrenament de 2 ori în zi, dimineața și seara. Au înlocuit podeaua totalmente, vestiarul, s-a făcut reparație și a devenit mult mai comod. A fost înlocuit sistemul de ventilare, vopsiți pereții. Cupele bazinului și-au schimbat înfățișarea, gresia a fost înlocuită, e instalat sistem nou de ventilare, e procurat secundometru electric, un pedestal nou. La fel au apărut dulapuri noi. E înlocuită tehnica sanitară. Sportivii au antrenamente în fiecare zi. Se pregătesc de competiții, olimpiade, lucrează pentru noi rezultate sportive. Noi suntem școală specializată de not pentru juniori a rezervei olimpice. Astăzi școala activează de la ora 6 până la ora 22 seara. În baza ei sunt organizate grupe cuplate. Prestăm servicii populației ziua. Maturii ne pot frecventa de la ora 11 până la ora 1. Orarul poate fi concretizat în casă, iar în timpul de seară de la 19:30 până la 21:45. În bazin sunt doar abonamente pentru grup. Ele sunt pentru 12, 8, 6 și 4 ocupații. Ele pot fi procurate în casă. Atât pentru astăzi. Cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!